Da un rol uriaș. Inovația tehnică și speculația raționalistă existau, dar erau limitate și rezervate unor mici grupuri sau pur și simplu indivizilor. Încrederea în nivelele transcendente ale realității era aproape unanim împărtășită. Ajungem astfel la al doilea aspect, la a doua dimensiune, al doilea ingredient. Prin termenul de transcendență, înțeleg acceptarea mentală și practică a unor straturi alternative și superioare ale existenței. Acum, poate că este vorba despre o simplă iluzie. Poate că înseamnă acceptarea unui atare nivel ca posibilitate sau ca probabilitate. Poate că este înțeles ca o fermă certitudine. Poate că această transcendență implică o imixtiune în lumea imanentă sau seculară. Poate că se referă la o simplă superviziune vagă a uneia de către cealaltă. Toate acestea nu prea au importanță în discuția de față. Important este însă că fiecare din opțiunile sau din scenariile enumerate aici reprezintă o realitate în sine și practic nu cunoaște nicio cultură de-a lungul istoriei care să fi funcționat lipsită de o anumită deschidere spre transcendent. Implicațiile nu sunt numai teoretice, dar au și ample consecințe practice. Astfel de pildă, vinovăția, o realitate întemeiată religios, intră în competiție cu și începe să înlocuiască rușinea, sancțiunea etică tradițională cea mai răspândită. Într-un sens și mai practic, religia este cea care inițiază tratamente medicale și farmaceutice, religia este cea care acționează ca rețea de suport social și caritate, instituțiile religioase pun la dispoziție locații educative și de învățământ, impulsurile religioase pun în mișcare artele și practic toate activitățile artistice ale omului. Până și inovațiile economice în agricultură, mașini, meșteșuguri, rezultă adesea din inițiative religioase. Însă și categoriile științei traduc anume concepte religioase destul de frecvent. Nu este o exagerare să spunem că mentalitățile și orizonturile intelectuale ale tuturor societăților premoderne au fost dependente de religie. Atunci, nu e prea greu de înțeles de ce inhibițiile plasate de modernitate în calea religiei stârnesc animozități amarnice și blochează constituirea unei forme plauzibile și solide și solidare de umanism în măsura în care astfel de piedici sau interdicții produc goluri și rănesc modalitățile de gândire ale practic tuturor culturilor lumii. Punctul al treilea are de-a face cu dimensiunea estetică.